Fostul primar al municipiului Târgoviște, Gabriel Boriga, se reîntoarce la marea sa pasiune, fotbalul. După ce a fost condamnat la 3 ani cu suspendare, prefectura a emis un ordin privind constatarea încetării mandatului la primărie, fiind anulată și hotărârea din anul 2010 care îl recunoștea ca reprezentant al CLM în adunarea generală a clubului Chindia Târgoviște. Însă fostul edil nu a stat mult departe de această sarcină. În ședința de vineri 28 iunie a Consiliului Local Municipal Târgoviște, Gabriel Boriga a strâns 11 voturi, într-un total de 17, reușind să-l depășească pe contracandidatul său, consilierul local PPDD, Cosmin Bozieru, care a adunat doar 6 voturi. În aceste condiții, Boriga va reprezenta din nou CLM în adunarea generală a clubului Chindia Târgoviște. 14. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgoviște în adunarea generală a Asociației Fotbal Club Chindia Târgoviște. Propuneri. Domnul Gabriel Boriga. Domnul Prisăcaru. Vă mulțumesc foarte mult pentru interes, dar nu-mi permite timp. Domnul Prițăcaru a refuzat. Au rămas două propuneri. Cetățeanul Gabriel Boriga. Da. Așa s-a exprimat domnul Claudiu Dumitrescu. Bun, și subsemnatul. Și totuși, ședințele AGA ar putea fi din nou amânate, apărând mai multe zvonuri că reprezentantul Consiliului Județean Dâmbovița, Carmen Igescu, și-ar fi dat demisia, urmând ca discuțiile următoare să se poarte între ceilalți doi asociați, respectiv între Primăria Târgoviște și Universitatea Valahia. Au votat un număr de 17 consilieri municipali. În urma numărării voturilor a reieșit următoarea situație. Bozieru Cosmin Petruț, voturi pentru 6, voturi împotrivă 11, Boriga Gabriel Florin, voturi pentru 11, voturi împotrivă 6, voturi nule 0. În urma centralizării voturilor exprimate s-a hotărât. Boriga Gabriel Florin, membru al comisiei în AGA la Asociația Fotbal Club Chindia Târgoviște.